Bine ați venit pe canalul nostru! Înainte de a începe acest videoclip, nu uita de a te abona la acest canal și de a da un like pentru a ne susține. Abonarea este gratuită. Vă dorim vizionare plăcută! Eva îi mărturisește lui Victor că ea se simte prost pentru starea Violetei, după ce aceasta a auzit că se vor muta împreună. Eva e dispusă să locuiască în aceeași casă cu mama lui Victor, dacă asta ar însemna că starea Violetei va fi mai bună. Florii și Vladii fac o ședință în familie pentru a da vestea mutării la casa lor. Vladii spune că el și Florii vor să iasă din umbra părinților și cum casa devine din ce în ce mai mică. Luminița îi suspectează că au luat această hotărâre după ce și Eva cu Victor au decis să se mute la casa lor. Mircea îl susține pe Vladii în decizie, pe când Luminița nu vrea să audă. Eva și doctorul Popescu se delectează cu prăjituri și Eva îi mulțumește că a făcut pace cu Victor și că apreciază enorm gestul lui. Acesta îi spune că poate conta mereu pe el. Eva îl invită pe Victor Popescu la nuntă și speră că de data asta să vină. Eva se întoarce acasă nervoasă, împreună cu Doina, și nu îi vine să creadă ce a putut face mama ei la familia Pop. "Ți-am vrut binele" este răspunsul mamei ei. Eva este supărată pe Doina, după ce aceasta a spus în vizita la familia Pop că anulează nunta ei. Doina îi reproșează Evei că nu a fost în stare să ia o hotărâre care să îi fie de folos și că Violeta nu îi va da drumul lui Victor să plece niciodată. Eva și Victor au un coșmar cu mamele lor. Ei visează că, în momentul lor de intimitate, Violeta dă buzna peste ei, spunând că Doina nu o lasă să-i cânte cântece de leagăn în bebelușului. Cele două se ciondănesc în fața Evei și a lui Victor, care stau acoperiți cu o pătură. Cei doi se trezesc speriați din coșmar.